Fac un proiect în format HD 720p. Așa. Importăm fundalul. Și o animație făcută 3D. Acest OZN mic. Așa. Și toată secvența are 36 de frame-uri. Mai trebuie să dăm un blur ca să avem un contrast față de foreground, adică de între planuri. Și voi adăuga un Gaussian blur sau un defocus, că e mai bun. Dar puțin mai mic, cam așa ceva. Acum observați cele două planuri și play. Aceasta este compozitarea CGI, adică OZN-ul generat 3D. El are canal alfa pentru că momentul renderului din Maya era bifat canalul alfa, deci avem transparență. Nu e nevoie de cheiere în situația asta. Nu o dorim. Nu ne rămâne decât să selectăm luna și să creăm o grupă. Creăm mai bine o grupă de aici. Uitați, avem o grupă goală. Dacă chiar nu aveam una, aveți posibilitatea de a grupa obiectele. Cred că chiar mărgă creează o grupă. Grup, așa. Nu chiar. Acum obiectul nostru este într-o grupă. Noi avem animația obiectului și nu ne mai rămâne decât să aplicăm o mască peste grupă. Adică partea care vrem noi să o vedem e doar asta. Observați, obiectul a dispărut, masca l-a făcut invizibil și acum avem animația lunii. Mai putem ajusta.